Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Treci prin furtună? Partea a doua. Ce fel de om este acesta? Matei, capitolul 8, versetul 27. Evanghelistul Matei consemnează: ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând: Doamne, scapă-ne că pierim! El le-a zis: de ce vă este frică, puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau: ce fel de om este acesta, de la ascultă până și vânturile și marea? Versetele de la 25 la 27 din Matei, capitolul 8. Nu-L vei cunoaște niciodată cu adevărat pe Domnul Iisus sau ceea ce poate face El pentru tine până nu treci printr-o furtună alături de El. Din acest motiv, El planifică furtuni în călătoria vieții noastre. Domnul Iisus a întrebat: de ce vă este frică? El ne învață că teama ne va secătui viața și ne va face să ne pierdem bucuria. Când teama îți stăpânește viața, Dumnezeul tău devine siguranța. Când siguranța devine Dumnezeul tău, cauți o viață lipsită de riscuri. Însă cei ce sunt plini de teamă nu pot iubi profund, întrucât dragostea este riscantă. Ei nu pot dărui celor săraci, întrucât, omenește vorbind, bunăvoința nu este o garanție a răsplății. Cei plini de teamă nu pot visa. Dacă visele li se vor nărui și vor cădea din cer. Nu e de mirare că Domnul Iisus a dus un așa război împotriva fricii. Evangheliile enumeră 125 din poruncile date de Hristos. Dintre acestea, 21 ne spun să nu ne temem. A doua, cea mai des întâlnită poruncă, aceea de a-L iubi pe Dumnezeu și pe aproapele, apare numai de 8 ori. În cazul în care cantitatea ar putea fi un indicator, Domnul Iisus vede teama ca pe una dintre cele mai mari probleme ale noastre. De aceea, recomandarea pe care El o face cel mai adesea și cea pe care ți-o transmite și ție astăzi este: nu te teme!